Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și i-a zis, Învățătorul, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Isus i-a zis, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Isus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim a zis, cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut, și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. Săptămâna aceasta am continuat cu Evanghelia după Ioan și suntem la capitolul 3. Și așa cum ați mai auzit și v-ați dat seama, Evanghelia după Ioan vorbește foarte mult despre credință și este o invitație continuă la a crede în Isus. În același timp este o clarificare a ce înseamnă să crezi în Isus. Textul pe care l-am citit redă o întâlnire, o întâlnire specială, o întâlnire care se întâmplă noaptea. Oamenii se întâlneau noaptea nu pentru că era un București și era trafic ziua, ci se întâlneau noaptea pentru că avea un motiv special pentru aceasta. Nicodim n-are liniște în seara aceea. Deci el caută pe Isus. Nicodim se ascunde de cineva. Știe că își asumă niște riscuri și totuși nu poate să stea acasă. De deci ce? Vine la Isus. Istoria lui Nicodim nu se încheie în capitolul 3. De fapt, el dispare imediat după câteva întrebări pe care le punem în primele versete din capitolul 3. Nu ni se spune nimic despre ce părere a avut, a acceptat, a înțeles, n-a înțeles. Mai reapare de două ori în Evanghelie. Și fiecare apariție arată că Nicodim nu se mai afla în același punct. Nicodim făcuse niște pași între timp. De deci, aceea și mesajul meu l-a numit azi Pași în credință. Vedeți, mântuirea, convertirea, nașterea din nou nu e totdeauna sau poate nu e niciodată un moment, ci e un proces. Chiar dacă decizia noastră uneori poate fi o decizie pe care o poți localiza în timp și să spui în data de, eu am luat decizia să-l urmez pe Hristos, cum e cazul meu. Dacă stau și mă gândesc, a fost un proces înainte de această decizie. Această decizie n-a venit așa tamnesam. Și în cazul lui Nicodim este un proces. Și aș vrea ca mesajul de astăzi să aducă claritate și provocare pentru cei ce-l ascultăm. Provocare în a face pași în credință și claritate pentru a înțelege unde te afli și ce ar trebui să faci mai departe. Cu ajutorul Domnului vrem să avem și un timp de întrebări și răspunsuri, așa că dacă apar întrebări, vă mă rog să le trimiteți la uh, numărul de pe ecran. Credința face parte din acei termeni foarte simpli și foarte greșit, deseori, greșit înțeleși în cultura noastră. Și de multe ori, chiar nouă, ca și credincioși, ne e greu să explicăm cuiva ce înseamnă a crede. Parcă e atât de clar, parcă înțelegem, dar când dăm să ne deschidem gura și să explicăm cuiva care nu înțelege limbajul nostru bisericesc, ce înseamnă a crede? Ne lovim de tot felul de blocaje. Toți creștinii susțin că a crede este important, dar mulți înțeleg în mod diferit ce înseamnă a crede. De aceea Evanghelia după Ioan ne vine mult în ajutor în această privință. De exemplu, chiar în capitolul 2, în sfârșitul capitolului 2, versetele 23 la 25, evanghelistul inserează un comentariu și spune așa. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui căci vedeau semnele pe care le făcea. Și dacă s-ar fi oprit aici, am fi zis, Slavă Domnului! În sfârșit cineva crede în Isus. Pentru că zice un capitol mai devreme, a venit la săi, dar ei nu l-au primit. Și iată, în sfârșit, aici cineva care crede. Dar următoarele versete ne pun în încurcătură și zic, dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu ave trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, pentru că el, el însuși știa ce este în om. Această răsturnare ne pune în încurcătură. Păi stai puțin, au crezut, parcă asta, asta se dorea, să creadă. Au văzut semnele și au crezut. Și care e problema? Problema este că această credință încă nu a ajunsese unde trebuie să ajungă. Aceasta încă nu era credința pe care o aștepta Domnul. Aceasta încă nu era... Cei ce urmează să înțelegem din capitolul 3. Asemeni celorlalți. Vine și Nicodim. Și ce mărturisește Nicodim? Învățătorule, am văzut semnele tale. Și știm că nimeni nu poate face astfel de semne dacă nu este Dumnezeu cu El. Și noi am fi zis, slavă Domnului, uite un credincios, uite cineva care îl apreciază pe Isus, îl complimentează pe Isus, îl caută pe Isus. Dar Isus nu-i la fel de încântat. Isus îl va provoca pe Nicodim să meargă mult mai adânc decât atât. Pentru că Nicodim încă nu era în punctul în care trebuia să ajungă. Dar înainte să vorbim despre punctul în care trebuia să ajungă și ce îi răspunde Isus, aș vrea să ne punem următoarele întrebări. Ce căuta Nicodim la Isus? Oare ce l-a sculat pe Nicodim din casa lui și l-a făcut să iasă noaptea pe stradă? Am zis, sigur nu era traficul de București. Ce căutare atât de profundă putea să aibă el, încât să-și poziția lui numele de fariseu, pentru că Nicodim era unul dintre farisei și farisei nu-l aveau deloc la inimă pe Iisus. De fapt au fost tabăra care l-au dușmănit de moarte și care au planificat în mod repetat asasinatul lui. Nicodim era fruntaș al iudeilor, poate unul din Sinedriu, din Sanhedrin. De ce ar face un om un astfel de pas, care părea un pic necugetat, să se asocieze cu cineva care era din altă tabără, să-l caute personal? corelând cu ceea ce urmează și cu interesul pe care l-a suscitat cuvintele lui Isus pentru Nicodim, vorbind despre nașterea din nou, cred că Nicodim căuta ceea ce căutăm toți. Și cei ce poate te-a dus în dimineața aceasta în biserică. Nicodim căuta mântuire. Nicodim căuta pacea cu Dumnezeu. Nicodim era un om care ținea legea, fariseu fiind, dar știa că ceva continuă să lipsească. Tocmai de aceea vine la Isus. Și Isus știe aceasta. Și Isus nu are nevoie ca Nicodim să apuce să-și formuleze întrebările. De fapt, Nicodim nu apucă să formuleze nicio întrebare. E doar cere explicație la ce a zis Isus. El face un compliment doar. O apreciere. Imediat după aprecierea lui Nicodim, răspunsul lui Isus începe cu adevărat, adevărat, îți spun. Și ori de câte ori Domnul spune adevărat, adevărat, și o spune de vreo trei ori în acest pasaj, înseamnă că vrea să spună ceva esențial, ceva dincolo de orice îndoială, ceva ce trebuie luat aminte cu mare atenție. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum, nu știu cum citim noi azi, dar cred că cuvintele acestea pentru Nicodim au fost ca un ciocan. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Păi stai puțin eu sunt născut evreu. Nu există o naștere mai onorabilă decât asta. Evreii țineau și țin mult la originea lor. Sunt din poporul ales, sunt fiul al lui Avram, născut fiul al lui Avram. Nu sunt un prozelit convertit la iudaism. Pe deasupra sunt fariseu și mai sunt și fruntași. Și tu îmi spui că această identitate mea nu e suficientă? Primii care se considerau că vor fi mântuiți erau tagma fariseilor, erau cei mai sfinți dintre sfinți, cei mai stricți în ținerea legii. Să-i spui unui fariseu, nu e suficient ce ești, ai nevoie să te naști din nou poate suna jignitor. Și lucrul ăsta îl intrigă foarte mult pe Nicodim. Și imediat urmează întrebări, pentru că el nu înțelege. El ia ad literam cuvintele lui Isus și pierde sensul metaforic. Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Isus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. E interesant că Iisus, când îi vorbește lui Nicodim, îi vorbește ca samaritencei din capitolul 4. Samaritencei, de exemplu, nu îi spune nimic de nașterea din nou, ci vorbește despre apa vie și despre a crede în Cel ce este Mesia. Isus alege să-i vorbească lui Nicodim în felul acesta și să-i adreseze în felul acesta tocmai pentru că acesta are o problemă care trebuie să o dea la o parte. Samariteanca nu era foarte mândră de identitatea ei. N-avea în ce să se încreadă. De fapt, era rușine de identitatea ei. De viața ei. Nicodim era un om care se putea mândri cu viața lui. Și Isus îi spune: Nu-i destul. Ai nevoie de o viață nouă. Poate ești aici astăzi și sunt lucruri în viața ta în care te poți încrede și te poți lăuda cu ele. În societatea noastră se prețuiește când se spune că este fică de preot sau fiul de preot sau de pastor. Dar vreau să spun ceva, dacă ești fiu de pastor sau de preot, nu e destul, trebuie să te naști din nou. Asta nu te mântuiește. Poți să ai și părinții și bunicii și străbunicii și cât îți mai amintești, tu, toți credincioși, devotați. Poți să ai un mare pedigree în spate. Dar tu trebuie să te naști din nou, că dacă tu nu te naști din nou nu vei vedea împărăția cerurilor. Poți să fii baptist din baptiști, membru scris în registru de membri. Și dacă nu ești născut din nou, pentru că se poate întâmpla, nu-ți folosește la nimic. Nu-i decât slavă de șartă. De aceea Domnul Isus zice, trebuie să te naști din nou, trebuie să te naști din Duh. Ce este nașterea din nou? E o întrebare grea, recunosc. Mi -e, mi e greu să dau un răspuns, pentru că e o metaforă. E o metaforă care cuprinde foarte multe. Dar atunci când Domnul Isus îi, îi explică lui Nicodim, face distinție și accentuează contrastul între nașteri, ce este născut din carne este carne, ce este născut din duh este duh. Contrastul între duh și carne. De fapt, e un ecou al textului din capitolul 1, versetele 12 și 13 dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, observați accentul, nici, 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 ci din Dumnezeu. Toate celelalte sunt lucruri pământești, firești, normale, naturale. Nașterea din nou este un lucru supranatural. Este un lucru care nu mai ține de natura și putința noastră Omenească. Dar de ce alege Domnul Iisus imaginea nașterii? Că este doar o metaforă a mântuirii. Există multe metafore pentru mântuire. Noi, evanghelici, am îmbrățișat-o și ne este dragă și este relevantă, este foarte grăitoare, dar nu e singura. Da? Sunt și altele. Dar de ce o alege Domnul Iisus să o folosească aici? Pentru că nașterea Aduce cu sine identitate. Așa cum fizic am dobândit o anumită identitate, anumite trăsături ale trupului pe care nu mi le-am ales eu. M-am născut cu ele. Le-am primit prin naștere. Au fost dincolo de puterea mea. Prin naștere primim și o natură duhovnicească, care nu o fabricăm noi. Nu o putem produce noi ce este lucrarea lui Dumnezeu. Nașterea, și asta este un lucru pe care Isus îl va accentua mai târziu în Evanghelia după Ioan, indică spre ce natură am. Și purtarea mea explică care îmi este adevărata natură și cum sunt, din cine sunt născut. Acum, nu este în puterea omului să producă o astfel de naștere. Omul nu-și poate schimba natura lui. Gândește la tine. Ai încercat vreodată să te schimbi cu adevărat? Să schimbi un lucru, cât de mic în viața ta să te scoli mai devreme. Sau să-ți propui să nu te mai mâni. Sau să-ți propui să nu mai înjuri. Sper că nu sunteți pici oameni care înjurați, dar poate sunt unii care mai înjură. Eu prima dată când am ajuns între creștini încă înjuram. Ai văzut ce greu este? Sau să te oprești Uh, să încetezi să mai fii egoist. E foarte greu. Pentru că mergi împotriva proprii tale naturi. Omul poate face cizelări și la suprafață putem ajusta și schimba anumite lucruri. Dar în profunzime e foarte greu, imposibil să te schimbi tu pe tine însuți evoluția culturală, educația, bunăstarea materială de-a lungul secolilor n-au schimbat natura umană. I-au dat doar o altă față, nu și o altă inimă. Omul nou al comunismului a fost un eșec. Citiți Biblia și veți vedea cum cu mii de ani în urmă omul avea exact aceleași probleme și aceleași nevoi ca și astăzi. Ne uităm și ne înspăimântăm cum de-au putut fi naziști atât de cruzi cu evreii și alte minorități sau cu bolnavii. Credeți că astăzi nu există oameni care doar dacă ar avea ocazia ar fi exact la fel? Eu cred că dacă ar veni un guvern cu astfel de tendințe s-ar găsi destui susținători este multă ură care mocnește în popor. Inima omului nu s-a schimbat. C.S. lui spunea, educația fără valoare, așa folositoare cum este, pare mai degrabă să facă omul un deavol mai deștept. Iar Del Moody ilustra și spunea astfel, dacă o persoană fură șuruburi de la calea ferată, și îl trimiți la facultate, când va absolvi, va fura întreaga companie de cale ferată. Și avem exemple, probabil. Acum, ce spun prin asta este că noi nu ne putem schimba. Și inima omului nu se schimbă prin educație. Se cizelează, se rafinează, dar în esență, la fel de înveninată rămâne. Nașterea indică originea naturii primite. Și vreau să citesc un alt pasaj din Ioan. Ioan 8, de la 36. Dacă fiul vă va face sloboz, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrundem voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru i-au răspuns ei este Avram observați cât de mult țineau la originea lor, Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Aici este conexiunea logică între naștere și fapte. În sensul acesta, Iisus folosește ideea de naștere. Născut din în Dumnezeu înseamnă că tu vei reflecta faptele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și oricine nu reflectă, nu dă în afară faptele, lucrările, gândurile, vorbele lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, demonstrează că nu-l are pe Dumnezeu ca Tată. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele Tatălui vostru. Ei au zis, noi nu suntem copii născuți în curvii, avem un singur tată pe Dumnezeu. Iisus le-a zis, dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în El nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Când Isus îi spune lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou, Isus îi spune, ai nevoie de o transformare lăuntrică, pe care nu o poți face tu. O face Dumnezeu și această transformare produce în afară faptele acelei naturi. Nașterea de nou este nașterea din Duhul, este lucrarea Duhului Sfânt. Este acea lucrare de regenerare interioară, de aducere la viața Duhului nostru, de trezirea conștiinței noastre. Un om nenăscut din nou e un om care poate avea preocupări religioase, E un om care uh, poate avea anumite instincte morale sau un cod moral, dar în lăuntru inimii lui tot ce dorește este tot lucrurile lui egoiste. Un om născut din nou are în el și egoism. Face și greșeli, dar s-a produs o schimbare adâncă, un cutremur de mare adâncime, o mișcare tectonică, dacă vreți, în Sufletul lui, care aduce cu ea dorința sinceră de a face voia lui Dumnezeu cu orice preț. Chiar dacă asta e o dorință care trebuie să crească, trebuie să cucerească tot mai mult, să transforme viața lui. Dar ea se naște în adânc acolo. Și asta înseamnă viață. Și asta eu nu pot produce în mine. Și nu pot produce în tine. Și nu poți produce în nimeni. E lucrarea Duhului Sfânt. Este acea scriere a legii lui Dumnezeu în inima noastră. Este o schimbare a dorințelor, a motivațiilor la cel mai profund nivel. Și ce am zis nu e o definiție, e doar o descriere a ceea ce nu cuprind în totalitate. Pavel numește aceasta făptură nouă sau creație nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Ești tu născut din nou. Vreau să stai în dimineața aceasta și să te gândești la tine însuți. Apostolul Pavel zice, pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară dacă sunteți lepădați. Adică descalificați, căzut testul. uite te adânc în inima ta și vreau în dimineața aceasta să faci liniște la orice vârstă și mă adresez inclusiv copiilor. Uită-te în inima ta și puneți întrebarea care e dorința mea cea mai adâncă? ce îmi doresc mai presus de orice? Dincolo de lucrurile lumii care interferează în gândirea noastră acum. Dar și dacă le-aș pierde pe toate, care e lucru care cu niciun chip nu vreau să-l pierd? Care e cea mai înaltă dorință mea? Este aceasta să fac voia lui Dumnezeu, să-L onorez pe Dumnezeu? Sau doresc să mă folosesc de Dumnezeu pentru ceva? Iisus merge mai departe. Și la versetele 11 la 13 Versetul 11 apare din nou, adevărat adevărat îți spun. Noi vorbim ce știm și mărturisim, ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă vorbim despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Cuvintele lui Iisus pot, pot suna puțin greoaie pentru noi astăzi, dar ele aveau un mesaj foarte clar pentru Nicodim. Ceea ce îți spun, Nicodime, vine cu o autoritate absolută. Vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Poate că acest plural se referă la mărturia lui Isus și a altora împreună cu ei, sau poate și la mărturia Tatălui, pe care Isus o invocă mai târziu în alte capitole. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Nicodim a crezut că face o vizită unui rabin, însă a descoperit acolo pe cineva care spune că este fiul omului și aceasta avea o conotație mesianică. Daniel 7 îl prezintă pe Mesia. Fiul omului. Fiul omului este singurul care s-a coborât din cer. Singurul care are autoritate direct de la Dumnezeu. De aceea, Nicodim trebuia să fie mult mai atent. Versetul 31. Aceeași idee rezonează în cuvinte lui, cuvintele lui Ioan Botezătorul. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer, din nou, este mai presus de toți. Versetele 14 la 17 vorbesc despre fiul omului care Trebuie să-și dea viața pentru lume. Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, o avalanșă de termeni care trebuiau să-i pună niște întrebări lui Nicodim: Ce crezi tu despre Isus? O întrebare care este și pentru noi astăzi. Ce cred eu despre Isus? Cuvintele lui Isus, dacă sunt luate în serios au sens doar dacă el este cine spune că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat. Crezi că Isus este un învățător moralist, un lider? Scriptura spune că într-o zi orice genunchi se va pleca înaintea lui. Ar trebui să ne cutremurăm înaintea lui. De aceea cuvintele lui trebuie să te naști din nou sunt foarte foarte importante. Versetele 18 la 21 descriu o chemare. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oamenii sunt chemați să creadă. Și promisiunea este că cine crede nu este judecat. Acum, asta nu înseamnă că nu va exista niciodată o judecată. Sau că Isus nu va judeca niciodată. Dar cine crede acum, nu este judecat în sensul că nu este condamnat. Iisus nu a venit să judece lumea aceasta, ci a venit să o salveze. Așa cum spune aici, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. O imagine care cred că Nicodim și-a amintit-o la moartea Domnului Isus. Și poate că tocmai această imagine, l-a făcut să înțeleagă cine este Fiul omului, văzându-L pe Iisus înălțat pe cruce. Iisus este soluția pentru evitarea judecății lui Dumnezeu. Și soluția este credința în El. De fapt, nașterea din nou o primim prin credința în el. Dar ce înseamnă să crezi? Credință înseamnă încredere care totdeauna se manifestă prin ascultare. Pentru că încrederea în Isus nu poate fi decât închinare și ascultare. Credința este un mod de viață bazat pe încrederea în cuvintele lui Isus. Și cine și-ar putea baza toată viața pe cuvintele cuiva decât dacă ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Promisiunea este: cine crede nu este judecat. Dar cine nu crede, a și fost judecat. În ce sens a fost judecat? În sensul de verdict. Ne putem da singuri verdictul eternității prin faptul că refuzăm credința în Hristos. Chiar dacă condamnarea nu este pusă în aplicare. De ce a fost judecat? Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. de la versetul 19, Iisus introduce un alt titlu al său, Lumina. El este Lumina care a venit în lume. Și spune, judecata asta în faptul că oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Atunci când cineva se întâlnește cu lumina lui Hristos, o se întâlnește cu învățătura lui Hristos, cu, cu El, cu Scriptura, te obligă să iei o decizie. Atâta timp cât întunericul e singura ta opțiune cunoscută, nu simți nevoie să iei o decizie. Dar când apare lumina, ești dator să hotărăști ce vei urma. Versetul 19 spune o generalizare. Oamenii au iubit mai mult Întunericul pentru că faptele lor erau rele. Este o învățătură foarte, foarte interesantă aici. În general, noi spunem că facem ceea ce iubim. Textul de aici răstoarnă logica asta și prezintă viceversa noi iubim ceea ce facem. Oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Faptele îți cultivă dragostea. Și ajungem să iubim ceea ce am ales să facem. Omul care practică răul, chiar dacă la început îl practică poate cu un anumit dezgust, la un moment dat va ajunge să-l practice și cu plăcere. Cine face răul, spune versetul 20, urăște lumina. Foarte interesant. Prima dată zice, au iubit mai mult întunericul, dar următorul verset vorbește deja de o ură împotriva luminii. Dar versetul 21 aduce și cealaltă latură și spune, dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cine crede, Adică lucrează după adevăr, cine este născut din Dumnezeu, vine la Lumină. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, după întrebarea, ești născut din nou? Dacă răspunsul tău este, nu știu, sau nu? Ce faci ca să fii născut din nou? Nu te poți naște singur, asta este cert. Dar faci pași spre lumină. Și apoi, dacă te uiți în viața ta, știu că tu nu poți să schimbi viața singur, dar dacă sunt lucruri asupra cărora Dumnezeu te luminează și îți arată că ar trebui să începi să le schimbi, să începi să le lepezi, să te apropii de lumină, să faci pași spre lumină. Îi faci? Ce fel de fapte cultivi în viața ta? Dacă ești credincios, cum se vede nașterea ta din nou în casa ta? Cum se vede în jurul tău, la serviciul tău? Aș vrea în momentele care urmează, să avem un timp de liniște. Un timp de liniște și rugăciune în Duhul nostru. Și dacă simți în inima ta și îți dai seama, înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu, că n-ai trăit acea naștere din nou, acea încredere care să-ți opui de plin în Isus, să-i predai viața ta lui, să lași să schimbe în adâncime, din interior spre exterior. Te invit să o faci. Te invit chiar acum să spui, Doamne Iisuse, iartă păcatele mele. Vino și locuiește în inima mea, în viața mea. Haideți să facem liniște. Doamne, venim înaintea ta astăzi și mărturisim că depindem de tine. Avem nevoie de lucrarea Duhului tău cel Sfânt în viața noastră. Vreau să mă rog pentru orice suflet care nu este născut din nou, orice suflet care încă nu te-a primit ca Domn, ca Mântuitor, care n-a primit iertarea păcatelor, care te caută care poate asemenea lui Nicodim în acea noapte a venit în dimineața aceasta aici. Și are întrebări și te vrea. Doamne, Tu spui că nu vei izgoni pe nimeni afară. Mă rog, intră și schimbă, naște din nou, sfințește și curățește această viață. Mă rog, pentru toți cei care te-am mărturisit și care te-am chemat, de mai de mult în viața noastră. Doamne, mă rog ca roadele făpturii celei noi, ca omul cel nou, ca omul după chipul lui Dumnezeu, cei ce ai făcut un noi să se manifeste plenar. Doamne, iartă-ne că și de atâtea ori trăim prin firea noastră pământească și nu prin Duhul Sfânt. Iartă-ne că orice am întristat, Fața ta cu orice am necesit numele tău și ajută-ne să putem să fim o lumină. Doamne, mulțumesc pentru promisiunea care ne-o faci. Că cine crede în tine nu este judecat. Mulțumesc pentru această promisiune. Mă rog ca pacea ta și bucuria ta să fie în continuare peste noi. Amin.